rușine! 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 Haideți să mergem la o parte asta, să găsim diverse poze de la fiecare de aici. Nu intrați în aceste lucruri, că nu sunt. Vă rog să ne spuneți care sunt criteriile după care dumneavoastră ați ales acei directori la școala noastră și nu țineți cont. Exact. Domnului nostru, că domnul director a fost 13 ani director. Și ce dată? De ce? Putea să fie și 20. Recomandările domnului ministru au fost altele. Nu v-a citat toate detaliile. Recomandările domnului ministru i-au școlii, pentru că vrem o anumită persoană în funcția de director. Dar dumneavoastră, de ce vreți o anumită persoană? Vă rog să mă ascultați și noi și discutăm și cu toată lumea. Sigur, dar vă rog mult. Le-am ascultat, vreau să discutăm. Leave you.
Corect. Că nu se va deschide la școală. Ați înțeles? Haideți, vă rog, să discutăm cu reprezentanții profesorilor, sindicatelor și părinților și cele două cursa conducere și actuala. Gata, facem liniște și cu toții, cu toții, dar nu pot să discut cu toții. Cu toții. Da, 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 și cu presa. Da. Cum v-am băgat în seamă? Așa bine. Dar cum adică să că nu v-am băgat în seamă? V-am explicat care sunt deciziile. Da, da, deciziile se știau de 3 zile. Decizia se știa de 3 zile. Mai am o întrebare de față cu toți colegii aici, cu toată lumea. Da. Consiliul de administrație este forul care conduce o instituție? Da. Bun. Aceste doamne au acordul Consiliului de administrație? Acordul cui? Nu există nicio validare, este detașare, așa bine, este detașare în interesul învățământului, decizia Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar. Și dacă nu există nicăieri în lege o validare, faptul ceea ce a făcut doamna inspector de sector când a venit să comunice decizia respectivă. Nu intrați în eroare. Secretariatul. Secretariatul. Da, există... Care este interesul învățământului când schimbă un director de școală care a se schimbă. A încetat un mandat la 31 august, începe un alt mandat la 1 septembrie. De ce nu faceți pe ce bază? Lucrurile poate să le facă și alții bine. Nu! Dumneavoastră, în continuare, puteți să conduceți școala prin Consiliul de Administrație pe care la lege v-a dat. Păi, dar nu votăm. Doamnele, am spus că dacă veniți dumneavoastră, își dau demisia. Doamne, domnul inspector, ce au atât de special doamnele acestea? Da. Ce le recomandă? Nu trebuie să facă ceva special. De ce? Că sunt acolo? Dacă nu ai 142 de oameni. Nu. Pe școală de oricare liberi. De ce? De ce nu te duci în școală? De ce nu?